Uniunea Națională pentru Progresul României are ca prioritate în actuala sesiune parlamentară susținerea inițiativei legislative de introducere a votului de la vârsta de 16 ani. Programul Primul Loc de Muncă este o altă prioritate a UNPR. Acesta prevede facilități pentru angajarea tinerilor. De altfel, în acest sens a fost inițiat și un proiect în Parlament. Conform unei statistici, cel puțin în acest interval de vârstă 16-29 de ani, unul din patru tineri în România nu are loc de muncă și eu mi-aș permite să spun că este statistică periată, pentru că numărul, în realitate, cred eu, este mult mai mare. Și prin urmare a venit și acest program în ideea UNPR de a ajuta tineri și de a se axa până la urma urmei pe acest segment defavorizat, din păcate. Acum, acest proiect a trecut ieri prin Comisia de Buget Finanțe a Senatului, și acum se află deja în trimitere la Camera Deputaților. Prima fermă este un alt proiect susținut de liderii Uniunii Naționale pentru Progresul României. Primul fermier, prima fermă, se referă la tineri care pot susține o afacere în mediul rural, iar prin acest lucru se influențează locurile de muncă în mediul rural. Marea problemă, pentru că acolo de fapt nu sunt locuri de muncă și o mare parte din populația țării, undeva pe la 57%, încă o găsim în mediul rural. Dacă mai punem și populația care face naveta mediul urban, mediul rural, cum este de exemplu în Mehedinți, și anume în fiecare weekend sau timp de două săptămâni, oamenii pleacă la țară, atât pentru a lucra pământul, dar și pentru a scăpa de costurile din oraș, începând de la întreținere curent, apă și multe alte lucruri, putem observa că în mediul rural se pot forma afaceri. Totodată, UNPR propune reluarea discuțiilor cu privire la impozitarea marilor averi, așa numita taxă de solidaritate.